Încheierea cu drept de recurs la Curtea de Apel Municipiul Chișinău, prin intermediul judecătorului Chișinău, Sediu Buiucani, în termen de 15 zile. Deoarece a fost oferită posibilitatea recursului, deci de a fi atacată, cu siguranță o vom face în instanța superioară, deci la Curtea de Apel Chișinău. Noi în continuare considerăm că anumite prevederi ale codului de procedură penală ridică întrebări care ar trebui să fie decise de Curtea Constituțională. Jurnaliștii nu au putut discuta cu Vlad Filat nici astăzi. Tradițional, mascații au interzis cameramanilor să intre în sala de judecată, iar la încheierea ședinței l-au escortat imediat, chiar dacă judecătorii au permis jurnaliștilor să discute cu fostul premier. Domnul Filat m-a rugat să transmit că dumnealui, prin intermediul avocaților și noi la rândul nostru, ne vom încerca, în măsura, deci respectând toate prevederile legale, totuși să obținem această comunicare, pentru că ați văzut, ați fost martori, că instanța de judecată expres a permis comunicarea presei cu domnul Vladimir Filat. Următoarea ședință de judecată va avea loc peste două zile. Anterior, dosarul său s-a aflat la Curtea Constituțională, iar recent a revenit la judecătoria Buiucan. În cel de-al doilea dosar, Vlad Filat este acuzat de procuror de spălare a peste 12 milioane de lei pe care le-ar fi obținut de la BEM. În primul dosar, el a fost condamnat la 9 ani de închisoare. Fostul premier pledează nevinovat. Ce s-a întâmplat? Despre ce fel de intervenție medicală este vorba? A fost una nu atât de complicată, sunt regulă.